Liderul Partidului România Mare Suceava este de părere că românii au conștientizat relele făcute de portocalii, iar la următoarele alegeri vor ști pe cine să voteze. Președintele țării, dacă mai dă dovadă de un gram de minte în ultimul moment, el trebuie să inițieze acest lucru. Pentru că eu am observat că lumea a început să se miște în sensul de a strânge semnături pentru a cere demiterea președintelui țării. Asta e o situație deosebit de grea și urâtă în același timp. Totodată, președintele PRM Suceava a subliniat că măsurile de austeritate luate de PDL ar trebui corectate cât mai curând din mers. Din mers, adică drepturile care au fost luate la oameni, trebuie date înapoi. Și de la nivelul acesta trebuie să pornim mai departe, asigurând dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă mai departe. Președintele PRM Suceava a mai precizat că după alegerile anticipate, miile de români plecați în străinătate vor reveni acasă, unde le este cel mai bine, reușind astfel să-și găsească un loc de muncă și un scop în viață. Cel mai înțelept ar fi pentru președintele țării să găsească el personal motivația pentru eliberarea actualului guvern și trecerea la alegeri anticipate. Am avea un legislativ mai curat, mai bun, poate nu chiar 100%, dar oricum ar fi ceva mai bun. Ceea ce se întâmplă la ora actuală și cu vizitele astea care se fac în toate părțile, nu ne îmbunătățesc nivelul de trai.